Vă salut pe toți cei care doriți ca să puneți din nou în funcțiune calculatoarele voastre vechi, care deja nu se mai descurcă cu sistemele de operare de la Microsoft, cu Windows, deoarece au devenit grele pentru configurația voastră, pentru hardware-ele voastre și merg încet. Și vreți ca să găsiți o soluție de ieșire, vreți ca să le redați din nou viața și vreți ca să aibă sprint, să meargă, să vă puteți face treaba cu ele. O soluție bună este Arch Linux-ul. Îl vom descărca de pe site-ul original Arch Linux. Vom testa în absolut orice browser de internet pe care îl avem acasă. Știu eu, Firefox, Google Chrome sau Internet Explorer. Vom testa arclinux.org. Vom intra pe site-ul de la Arch Linux și vom găsi secțiunea de download. Dăm click în colțul din dreapta și ni se deschide această pagină unde vom găsi două linkuri: Magnet Link și TorrentFor. Acestea două pot fi accesate cu un program de descărcat torente. Noi vom da click pe oricare dintre ele, nu contează. Mie îmi spune să pornesc aplicația. După ce am dat click, pornesc aplicația. S-a deschis ca torentul, așa se numește aplicația mea. Și dau OK. El îmi va descărca Arch Linux-ul. Eu descarc prin intermediul wireless-ului, modulul wireless îmi limitează viteza la 2 megabits pe secundă. Avem dimensiunea de 639 de megabits, cu alte cuvinte, un stick DUSB de 1 giga este suficient pentru a face un USB pentru instalarea Arch Linux-ului pe orice calculator care poate buta de pe un USB. Noi avem deja 12% complet. Așteptăm până se termine. Oprim filmarea până atunci.